În localitatea 2 Mai, vecinii familiei Țuțaniș sunt șocați. Păi, fată, o cunosc de când au făcut casa asta aici. Cum era? Dom'le, pentru noi era o fată cum trebuie, dar restul încolo nu pot să vă dau. Da, vorbim cu noi, tot probleme, n-avem nimic. O știau pe Laura dintotdeauna ca fiind fata veselă și plină de viață, pe care o iubea toată lumea. Ea era plecată în Italia de 12 ani și căsătorită acolo cu Paolo, un italian în vârstă de 52 de ani, care o iubea nespus. Păcat că a fost prea tânără și s-a dus prea repede. O știați de mică? Nu. Veniseră în România în urmă cu 2 luni să construiască o anexă la casa părintească. Construcția neterminată se vede acum din stradă. Părea des la mama în vizită? Păi de 2 luni aici. Uite, ți-a ridicat o bucătărie și așa a rămas. Maica se mânau de cancer. Fiecare lună merge. Stai cu simonte, vă că-s mante zile. Ce poate fi în sufletul unei mame când crești un copil la 30 și ceva de ani? Știți cum e? E și sfătul ei mort. Pe sfătul ei mult mai mort ca copilului. E terminată. El e patron acolo în Italia, mai are firma asta de construcții. Portați pe stradă când vă vedeți? Nu, dar coborat din mașină, el când vine, direct la noi vine. Da, prietenii se nu avem treabă. Irina Mila era din Mangalia. Mama, cu fotografia ei în mână, nu-și mai oprește lacrimile din ochi. Aș vrea să mă duc la Iacob. Irina Mila se întorsese din Italia odată cu Laura Țuțaniș și nu mai avea de gând să plece în străinătate. Avea în plan să rămână cu mama ei să aibă grijă de ea la bătrânețe. Femeia a avut ieri o presimțire. Mi se făcea roată la ochi așa și făceam, zic, asta e tensiune. Dar zic, de ce nu se mai termină? Să se termine. Dar totuși, asta foarte mult. Am ieșit puțin afară și când a venit înăuntru, a venit și mi-a zis. Laura Țuțaniș, soțul ei Paolo, Irina Mila și Mihai Păsărică plecaseră la delfinariu. Viața lor s-a sfârșit între comuna 23 August și stațiunea Olimp la ora 19:20.